de partea neapostoiei parohul Bisericii Bovidenia din Botoșane, care eram sărbătorit zile trecute pe 21, până duminică, pe 23, a fost o hram de 3 zile, și părintelui paroh al Bisericii Sfânta Ecaterina, în parohia care ne aflăm și pe care îl cunoașteți, pentru că în fiecare an, de 15 septembrie, este în prezență în mijlocul nostru, ne bucurăm, de fiecare dată răspunde invitațiile noastre de a participa alături de noi la zilele de început și de ziua Sfântului este an, precum și cu alte evenimente plăcute care sunt, se întâmplă în viața școlii. Mulțumim încă o dată! Și mă iertați de mine, pentru că părintele și dumneavoastră, toți cei care sunteți în această parohie, ieri v-ați rugat în mod special la ocrotitoarea parohiei Sfânta Ecaterina. Și nimic nu este întâmplător în viața noastră, pentru că, iată, ieri a fost cinstită ocrotitoarea bisericii și a parohiei și astăzi este cinstit ocrotitorul acestei școli din această parohie. Deci avem biserica și școală. Niciodată în istoria poporului român, în mod special, n-au fost despărțite, separate aceste două instituții. Școala este cea care dezvoltă și formează omul pentru lumea de aici, iar biserica este prima școală a copilului și a omului și îl formează pe om pentru lumea de aici și pentru lumea de dincolo. Eu felicit aici lucrarea de ani de zile a dumneavoastră și a celor prezenți, a celor care au fost până acum, fiecare an, pentru că biserica și-a găsit un loc și un sprijin în această instituție de învățământ. Lucruri frumoase, cu multe premii și aveți multe concursuri câștigate. Și copiii de aici au primit învățătura cea bună, s-au informat și s-au și format pentru viața de aici. Ei bine, aceasta este meritul tuturor profesorilor care au fost în decursul timpului în această școală. Vă felicităm și vă doresc ca întotdeauna acest mănunchi frumos dintre școală și biserică să dăinuie, pentru că, dragi copii, numai așa, cu adevărat, vom dăinui în lumea aceasta. Prin educație și prin credință. Pentru că nu se poate educație fără credință, pentru că educația fără credință este incompletă și nu se poate credință absurdă fără a trece prin filtrul minții ceea ce credem și ceea ce mărturisim. De aceea vă felicităm și această legătură trebuie intensificată de la an la an. Vă felicităm, doamna director, domnilor profesori și voi copiilor să fiți oameni credincioși și înțelepți și binecuvântați de Dumnezeu cu tot ce e bun și frumos în viața aceasta, știind că viața aceasta este frumoasă atunci când o privim cu ochii buni și blânzi ai credinței pentru viața de dincolo. Amin. Vă mulțumesc. Încă o precizare pentru voluntari.